Dragi elevi din clasa a 5-a, vă salut cu drag! Sunt Lidia Negară, profesoară de limba și literatura română, specialist în lingvistică și comunicare. Vă invit astăzi să deprindeți arta elocvenței, dicția, arta de vorbi frumos. Ce este dicția? Din universul cuvintelor. Mod de a pronunța silabele, cuvintele sau sunetele, pronunțare, rostire. Fel de a se exprima și de a așeza cuvintele în frază, elocuțiune. Talent de a pronunța clar și frumos un text, de a declama versuri, etc. Mai ales în teatru și în oratorie. Declamare. Disciplină care se ocupă de dicție. Pentru a afla de ce este importantă dicția, vă invit să priviți filmulețul următor. Importanța dicției într-un discurs argumentativ. Pentru a afla ce înseamnă dicția și de ce este importantă într-un discurs, urmărește filmulețul următor cu Melania Medeleanu. La ce îmi trebuie mie dicția dacă nu sunt hăhăit, fâfâit și nu mă bâlbâi? E una dintre întrebările pe care le aud destul de des. Dicția nu e doar despre defecte de pronunție. Felul în care vorbești, vorbește despre tine. Poți să fiu de după blocuri sau pot fi dulce. Pot să vorbesc tare și clar sau moleșit și fără vlagă, abia înțelegi de ceilalți. Pot să fiu mâțâită. Sau se poate citi din felul în care vorbesc încrederea. Pot să vorbesc atât de repede încât cei din jurul meu să amețească după primele cuvinte. Sau pot să adopt ritmul care să le permită să mă urmărească. Pot să rostesc monoton fiecare propoziție din fiecare frază. Sau pot să fiu expresiv și fiecare cuvânt pe care îl spun să fie în acord cu ideea pe care vreau să o exprim. Dicția e despre cine vrei să fii, cât de mult îți dorești să te faci ascultat, înțeles. E despre a fi convingător, e despre încredere. Notează argumentele pe care le-ai reținut privitoare la importanța dicției într-un discurs oral. Arta oratoriei, dicția sau dicțiunea reprezintă modul de a pronunța cuvintele, silabele și sunetele, arta de a pronunța corect și clar un text. Dicția se poate educa prin exercițiu. Depinde de articularea corectă și completă a consoanelor și de nuanțarea clară a vocalelor. Cele mai importante trei reguli de dicție sunt 1. Antrenează vocalele și rostește-le cât mai clar. 2. Rostește cuvintele până la capăt. 3. Lasă pauze între cuvinte pe care le spui. Să ne încălzim mușchii faciali. A, O, U, E, I, E, I. Încă o dată. A, O, U, E, I, E, I. Intensificăm ritmul. A, O, U, E, I, E, I. Exerciții de dicție. Bra, bre, bri, bro, bru, bra, bri, vra, vre, vri, vro, vru, vra, vra, jra, jre, jri, jro, jru, jra, jra. Intensificăm ritmul. Bra, bre, bri, bro, bru, bra, bri, vra, vre, vri, vro, vru, vra, vra, jra, jre, jri, jro, jru, jra, jra. Ce sunt frământările de limbă? Frământările de limbă, frânturile de limbă sau cimiliturile sunt exerciții fonetice, amuzante și utile pentru exersarea dicției, care constau în pronunțarea unor propoziții sau fraze alcătuite din cuvinte cu frecvență mare a unui sunet sau din cuvinte greu de pronunțat, în care sunetele se combină dificil. În acest sens, vă provoc, spre exemplu, la rostirea următoarelor cimilituri. A fost odată un crocodil care intra tiptil, tiptil, să pescuiască pești în Nil în toiul lunii lui april. Intensificăm ritmul. A fost odată un crocodil care intra tiptil, tiptil, să pescuiască pești în Nil în toiul lunii lui april. Următoarea. Un moș cu un coș. În coș, un cocoș. Moșul cu coșul, coșul cu cocoșul. Intensificăm ritmul. Un moș cu un coș, în coș, un cocoș, moșul, coșul, coșul cu cocoșul.
Capra calcă în piatră, piatra crapă în patru. Crăpa iar capul caprei precum a crăpat piatra în patru. Intensificăm ritmul. Capra calcă în piatră, piatra crapă în patru, crăpa iar capul caprei precum a crăpat piatra în patru. Următoarea. Un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc. Un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc. E pestriță prepelița pestriță, dar mai pestriți un pui prepeliței pestrițe. Intensificăm ritmul. E pestriță prepelița pestriță, dar mai pestriți un pui prepelița pestrițe. E pestriță prepelița pestriță, dar mai pestriți un pui prepelița pestrițe. Tot am zis și am zis că o zice, dar de zis eu n-am mai zis. Nici n-am zis, nici noi mai zice, cam să zic că am zis că o zice. Intensificăm ritmul. Tot am zis și am zis că o zice, dar de zis eu n-am mai zis. Nici n-am zis, nici noi mai zice, cam să zic că am zis că o zice. Știu că știi că știu că ai știu că, dar mai știu că știu că e pește și că știu că se mănâncă și că știu că se prăjește. Știu că știi că știu că știu că, dar mai știu că știu că e pește și că știu că se mănâncă și că știu că se prăjește. Șase sași cu șase saci soseau pe șosea. Șase sași cu șase saci soseau pe șosea. Șase sași cu șase saci soseau pe șosea. În continuare, vă propun să urmărim un text care are la bază mai multe similituri. Pescărușul Piștii pescuiește pește. Pelicanul Igor fură și pândește. Pelicanul Igor pescuiește pește. Pescărușul Piștii pește doar cerșește. Nu e adevărat, ba e adevărat. Pescărușul Piștii pește pescuiește, el nici nu clipește cât ai zice pește, pește pescărușul Piștii pește nu primește. Pelicanul Igor are drept la pește, dacă ar fi să punem pește peste pește, pescărușul Piștii pește nu primește. Pescărușul Piștii pește le lochește, pelicanul Igor nimic nu primește. Spre final avem următoarea frământare de limbă. Roa rece în auroră, printre pietre daur pare, printre ramuri prin pripoare, parcă ar fi mărgăritare. Grindina prin grinzi în ropot rupe, rânduri nor cu nor. Trăsnetul în patru crapă, piatra crapre din pripor. Arar rariște, arărește, vreascuri în cărări ușor. Ori o piatră crapă în patru, ori o capră calcă piatră, patru pietre crapă în capre, patru capre crap prin pietre. Dragi elevi din clasa 5-a, vă mulțumesc! Pentru atenție, aveți grijă de dicție, vorbiți corect românește.